Astăzi aș vrea să vorbim despre motivația noastră în rugăciune și scopul rugăciunii. Atunci când Domnul Isus și-a învățat ucenicii să se roage, el a avut un scop bine definit. Când i-a învățat să roage Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească se numele tău, el a deschis ușa rugăciunii concentrându-se pe Dumnezeu. Apoi a învățat să se roage și pentru ceilalți, vie împărăția ta, facă-se voia ta. Apoi a învățat să-și aducă nevoile personale înaintea lui Dumnezeu. Iar după aceea i a învățat cum să vină înaintea lui Dumnezeu și să-și cerceteze inimile pentru a fi ierta și pentru a putea să ierte și ei la rândul lor pe ceilalți. Dar spre finalul rugăciunii a spus așa, ata este împărăția și puterea și Slava în veci. Observați care este până la urmă motivația noastră în rugăciune și care este scopul pentru care ne rugăm și anume Slava lui Dumnezeu. Noi nu am fost chemați să ne rugăm pentru motivele noastre egoiste, noi ne rugăm pentru gloria sa și până la urmă nu ne dorim altceva decât să se arate Slava lui Dumnezeu. Atunci când încep să te rogi având această motivație sfântă în inimă, în momentul acela Dumnezeu va începe să lucreze cu putere în viața ta. Tu ai fost creat pentru Slava sa. De fapt, toată creația, cerul și pământul proclamă Slava lui Dumnezeu și în același fel noi toți am fost creați ca să-i aducem slavă și cinste singurului Dumnezeu adevărat. Așadar, atunci când încep să te rogi având în minte motivația Slavei lui Dumnezeu, El va începe să lucreze într-un mod extraordinar, chiar să aducă o trezire. Și trezirea nu este altceva decât o manifestare puternică a Slavei lui Dumnezeu. De aceea nu e întâmplător că există această legătură puternică între rugăciune și trezire. Aceasta ar trebui să fie până la urmă și motivația noastră în rugăciune. Slava lui Dumnezeu și să ajungi să te rogi pentru ca Slava lui Dumnezeu, numele Său cel Mare, să fie cinstit. Și atunci când facem lucrul acesta, îl vom vedea pe Dumnezeu la lucru. Atunci când am fost în România, am văzut Slava lui Dumnezeu împreună cu lucruri pe care nici măcar nu îndrăzneam să le visez. Am văzut oameni care mergeau pe stradă și veneau la mine și spuneau, există Dumnezeu! Și toți oamenii aceștia nu erau oameni religioși. Lucrul acesta s-a întâmplat în timpul Revoluției din România. Dar toate acestea au venit după ani și ani de rugăciune, atunci când credincioșii din România au avut această unică motivație, slava lui. N-ai vrea ca astăzi să te rogi ca inima ta să fie cercetată? Să-i spui, Doamne, arată-mi! Dacă am o altă motivație în rugăciune, te încurajez să începi să te rogi pentru slava lui Dumnezeu și să continui să te rogi pentru slava lui până când îl vei vedea pe Dumnezeu.